Zuckerberg nu am cunoscut-o niciodată, dar din corespondența pe e-mail pare o persoană foarte, foarte prietenoasă. Are un ton respectos și prietenos în același timp. Corespondența mea cu ea din 2016 încoace este o dovadă. Dar să nu vorbesc eu mai mult despre trăirile mele legate de Kirk. O să dau în continuare cuvântul domnului Uncu să ne spune ceea ce a înțeles dumnealui despre conservatorismul Kirk, chiar despre conservatorismul în general. Mulțumesc foarte mult! Bună seara tuturor! Bine ați venit! Mă bucur că am fost invitat și mulțumesc foarte mult Fundației Russell Kirk România la această foarte scurtă discuție despre Russell Kirk. Eu n-am să, sub nicio formă, nu am să monopolizez discuția în seara asta, pentru că cei mai importanți sunt cei trei laureați și cred că după ce a vorbit fiecare, eu sunt în plus, aș putea să mă duc acasă, pentru că esențele au fost puse. Și vorba unui hâtru nu e corect, adică nu e corect să vorbesc eu după domnul profesor Trif sau după Vlad sau... Deci nu-i cred, de ce? Pentru că nu mai am ce spune, da? Deci trebuia să mă puneți înainte, ca să fac pe deșteptul. Acum nu mai am ce adăuga. Ok, deci încă o dată mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc foarte mult și domnului Șormaru pentru că s-a implicat în acest eveniment din toate punctele de vedere, și logistic și spiritual, cum îl știm, i-a fost alături de noi și de Fundația Russell Kirk. Mulțumim încă o dată și bineînțeles domnului Tănasă, aici de față, pe care l-am cunoscut când? Acum 3 săptămâni, 4 săptămâni la evenimentul anterior despre Russell Kirk. În ianuarie, când domnul Baconski. Au trecut 4 săptămâni, au trecut 2 luni de atunci? Au trecut chiar 3. Ok, acum 3 luni. Spre 4, da, când a fost invitat domnul Baconski, da. Și a fost o încântare și atunci. Haideți să deschizim un pic frunțile, pentru că am impresia că suntem prea conservatori așa în discuție, așa, în atitudine. Am să încep cu un banc, apropo de stânga liberală. Întrebarea e așa, cam de câți neomarxiști stângiți liberali e nevoie ca să înșurubeze un bec? Știți? Nu știți, nici eu nu știam până înainte. Cum? Toți? Nu, din nefericire, niciunul. De ce? Pentru că ei vor să rămână în întuneric. Deci, ideea este că noi nu vrem să rămânem în întuneric și o să încercăm să deslușim ce anume... Doamne, ce tânăr și frumos eram, da. De unde ați luat poza asta? Ok. Să vorbim un pic personal. De cum? De pe profilul personal. Profilul personal, da. De domeniul public. De domeniul public, corect. Trebuie să schimbăm. Da, să fim autentici. Bun. Eu nu sunt un foarte bun vorbitor, din contră sunt foarte emotiv. Eu par așa foarte plin de exercițiul polemic, natural al discursului public. Numai că să știți că sunt un tip foarte, foarte emotiv. Puțin mă cunosc, așa, mai mult probabil că m-ați mai văzut în diverse ipostaze, pe la televizor, mă rog, prin spațiul public și cu siguranță prin spațiul virtual. Și par un tip extrem de, cum să spun, prezent în ceea ce privește logica verbului și aciditatea lui câteodată. Numai că să știți că în spațiul real și nu virtual sunt extrem, extrem de emotiv și poate de aceea în seara asta mi-a permis să-mi pun gândurile pe hârtie. N-am să citesc, nu să fac această greșeală să citesc, dar o să-mi permit să mă uit pe ele, pentru că, repet, aș putea divaga și n-am foarte multe minute la dispoziție, tocmai pentru că, repet, evenimentul este dedicat celor trei laureați. Haideți să intrăm un pic în discuția legată de conservatorism și vreau să vă spun că ea întotdeauna funcționează extrem de bine în antiteză cu așa numitul progresism. Pentru că, generic vorbind, întotdeauna avem o antiteză ranforsată mai mult sau mai puțin fals de către ambele părți, și asta este o mare problemă din punctul meu de vedere, legată de prevalența celor două ipostaze, tradiție sau progres, conservatorism sau progres. Și atunci n-am spus progresism aici, pentru că progresismul este deja în zona ideologică. Da? Cum bine știți, conservatorismul nu este o ideologie, ea nu are un, ca și el este o doctrină, de fapt, nici măcar o doctrină, aș putea spune,
este un set de observații extrem de pertinente în ceea ce privește realitatea, o realitate care evident că decurge din logica transcendentă a Dumnezeirii, a Sfintei Treimi, și care se bazează, așa cum magistral spune Kirk, pe imaginația morală. Așadar, întotdeauna vom avea această dihotomie între progres și, între progres și tradiție, numai că punctul în care eu mă despart de această polemică este acela în care cei care se poziționează fie de o parte, fie de cealaltă, uită ceea ce în deopște numim etica reciprocității, pe care Iisus o introduce în discursul public, dacă vreți, și în logica, dacă mi se permite această conotație, în logica îndumnezeirii noastre, odată cu venirea Lui pe pământ. La ce se referă această etică a reciprocității? A modalității în care noi nu ne plasăm în zonele extremismului și ale cerbiciilor contingentate ideologic. De fapt, Kirk, chiar în Conservative Mind, sublinează la un moment dat că cei care eșuează în acest tip de discurs sunt de fapt căutați de păcatul ideologic. Am subliniat acest lucru pentru că în zona conservatoare a polemicii conservatoare din spațiul public românesc avem oameni admirabili, dar avem și oameni care, din nefericire, eșuează într-o zonă a polemicii nu contundente, pentru că asta nu e o problemă, ci a polemicii excluzive, să spunem. Este exact ce spunea domnul Tănase la un moment dat, că tentația de a nu-ți asculta partenerul în momentul în care ajungi la concluzia că nu achisezi la punctele lui de vedere este foarte mare și din momentul ăsta dialogul s-a rupt. Ideea promovării conservatorismului în spațiul românesc este tocmai aceea de a nu rupe dialogul cu stânga omniprezentă, fie că este vechea stângă comunistoidă, fie că vorbim de noua stângă de extracție neomarxistă și sexomarxistă, dacă mi se permite, și islamomarxistă. Deci nu, acest dialog trebuie să continue și în formatul de dialog, pentru că numai așa cei care îmbrățișează ca mine și ca toți cei de aici, sper și cu siguranță ca cei trei laureați, ideile conservatoare vor putea să combată ideologiile stângii. În momentul în care închidem ușa în fața acestui dialog, de fapt cei care pierd suntem noi. Noi vom pierde. Conservatorii vor pierde. Ăsta este punctul meu de vedere. Plecând mai departe și revenim la Kirk. Interesant este că Kirk spune un lucru, va spune foarte multe lucruri, dar am să mă refer doar la câteva, și se referă ca fir, nu vreau să spun fir roșu, nu-mi place, fir albastru, da? Iată cu fir roșu nu-mi place, ca fir albastru al filozofiei russeliene, este următoarea idee, această permanență, această... Când noi vorbim de acum de lucrurile permanente, tot ceea ce înseamnă permanență în conservatorism se datorează, de fapt, unei polemici continue și sănătoase între trecut și viitor. Atenție, repet ideea, o polemică permanentă și sănătoasă între trecut și viitor. Nu este o cantonare într-un trecut, cum să spun, vetust, dacă pot, mi se pare că e o autologie trecut vetust, într-un trecut care ne ancorează în anumite idiosincrazii care nu au legătură cu viitorul și cu prezentul, ci este această polemică permanentă, pentru că în această dialectică, ca orice dialectică, ea la un moment dat se încheagă undeva, da? Prin definirea contrarilor în permanență și aducerea lor la numitorul comun, și acolo de fapt vom găsi adevărul. Asta este ceea ce ne spune Kirk în toată filozofia lui, sau mă rog, nu chiar toată, că n-am putut să citesc toate cărțile lui Russell Kirk, iar efortul de a citi în limba engleză, într-o engleză arhaică, să spunem, este foarte mare, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost un efort foarte, foarte mare. Dar asta este ideea pe care mie cel puțin mi s-a revelat din tot ceea ce scrie Kirk. Un alt lucru foarte interesant pe care îmi permit să-l amintesc aici este faptul că, apropo de imaginația morală, un alt principiu foarte, foarte interesant, preluat practic de la Edmund Burke, poate o să vorbim un pic despre Edmund Burke, pentru că e un istoric, vorbind, și avem aici un,
un student la istorie, din câte am înțeles. Felicitări. Așadar, revenim la imaginația morală. Burke spunea că ea este o combinație dintre inimă și gândire. Deci această imaginație morală ne plasează pe noi ca muritori. Unde? În fața unei oglinzi în care ne definim ce suntem, cum suntem, de ce suntem, către ce tindem, dar atenție, toată această contingentare, să spunem, filozofică, are legătură cu transcendența. Și este un lucru foarte interesant. De ce e interesant? Ce spunea Hegel? Hegel, domn profesor, dacă spun prostii, să mă atrageți atenția. Hegel, dintre multe lucruri extrem de interesante pe care le spunea, în, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, e vorba de cele cinci lecții despre Dumnezeu al lui Hegel, despre, mă rog, prezența și realitatea lui Dumnezeu. El spunea la un moment dat că, de fapt, există două căi prin care putem ajunge la adevăr. Da? Și asta mă ține de ce a spus Eliot. Da? Eliot a spus inimă și gândire, discernământ, prezență. Da? Bun. Țineți minte. Inimă și discernământ. Bun. Și vine Hegel și spune cele două modalități prin care putem să ne raportăm la Dumnezeu, la adevărul absolut, este filozofia, pe de-o parte, și religia. Adică epifania, religia, revelația, da? Și întruparea gândului, da? Logica, dacă vreți. Aici cei doi, iată cum se combină. Îl avem pe Burke și Russell Kirk, care ne vorbesc despre imaginația morală pe parte de epifanie, deci inimă, da? De simțire, transcendență și logos, și aici se unește cu Hegel. Asta este o chestie pe care eu am intuit-o la un moment dat, citindu-l din întâmplare pe Hegel acum vreo 7-8 ani, când încă nu cochetam cu ideea de filozofie. Pur și simplu mi-au căzut în mână cele cinci lecții despre, cum să spun, argumentele despre existența lui Dumnezeu și după care, apropo, ca să vă spun, când m-am întâlnit cu Russell Kirk, m-am întâlnit cu Russell Kirk acum 6 ani, eram în Marea Britanie, la o prietenă care, printre altele, este și monahistă, nu o să-i spun numele pentru că e persoană publică și n-are rost să îi spun numele, și mi-a pus efectiv mâna, cartea în mână. Mi-a pus-o în mână și a zis, citește. Oare ce carte? Conservative Mind, evident. Am citit-o pe nerăsuflate, dar greu, pe nerăsuflate, dar foarte greu, ok? Și din momentul ăla am început să mă apropii de Kirk. Bineînțeles, imediat când a fost tradus în limba română, am preluat imaginația morală și am citit-o iarăși pe nerăsuflate. Bun, revenind la această idee, de ce am introdus această idee în discurs? Am introdus-o pentru un simplu motiv, că însuși Kirk, și aici mi-am notat niște lucruri și trebuie să vă răspund, spune un lucru foarte interesant la un moment dat. Da, zice așa. De fapt, ce deducem din ceea ce el scrie? La Kirk, normele care stabilesc, să zicem, permanența, cele care ne dau ordinea transcendentă, sunt următoarele. Religia creștină, așa cum am anticipat, teoria și practica americană a libertății ordonate, sigur că el se referă la absolutitatea americană, 3. Sistemul de drept și politică și legea comună engleză, și 4. Politica prudentă și prescriptivă. Atenție, pentru cine nu e obișnuit cu ideea de prescripție, ea nu este, în cazul acesta, nu se referă la ideea de încetare a exercițiul unui drept într-o anumită speță, ci este vorba, dacă vreți profan, gândiți-vă la o prescripție medicală, da? Adică la o rețetă care vi se oferă. Da? În sensul ăsta ne referim la prescripția russeliană în domeniu. Deci, cu alte cuvinte, deci ne raportăm în acest moment la un set de valori și principii imuabile. Imuabil ce înseamnă? Că ele au o vocație umană, naturală, transcendentă, care nu poate fi pusă la îndoială decât prin revoluții. Revoluția ce face? Introduce în realitatea societății ceea ce în deopște numim, logica
factual. Ea renunță la moralitate complet, o înlocuiește. De ce? Pentru că îl înlocuiește pe Dumnezeu și vorbesc acum de revoluțiile care au fost de stânga toate în istoria omenirii, sau mă rog, cel puțin în ultimii 400 de ani, 300 de ani, da? Și introduc în locuire revoluția. Ce este revoluția? Este înlocuirea relației cu Dumnezeu prin relația cu tine însuți, ca persoană. Marxismul asta face. Îl extrage, da? pe Dumnezeu, pronia, o extrage din tot ceea ce se întâmplă în realitatea umană, îl neagă, deci îi neagă, printre altele, întreaga activitate filozofică a lui Hegel și spune lui Hegel, n-avem ce face cu Dumnezeu în toată asta, în toată realitatea pe care tu ai încercat să o legi de prezența permanentă a lui Dumnezeu și în locul lui ce băgăm? Revoluția. Adică, haide să ne revoltăm în fața oricărui lucru care ne este în cale. Asta face, de fapt, marxismul. Și relativizează tot ceea ce înseamnă prezența noastră pe acest pământ. Și mai vine un tip de relativizare prin teoria critică a școlii de la Frankfurt, care spune, păi sigur că da, noi trebuie să negăm tot ceea ce înseamnă realitate obiectivă și să o înlocuim cu o teorie care de fapt nu pune nimic în loc. Singura teorie este negarea realității. Asta se întâmplă în acest moment, în secolul 21, cu asta ne confruntăm și de asta este și atât de greu să, pentru unii, nu pentru noi, să operăm cu aceste principii și valori ale noii stângi și ale vechii stângi. Știți de ce? Pentru că ele sunt foarte seducătoare. Această relativism moral este foarte seducător pentru că îi pune pe unii în situația de a se simți liberi, de a se simți dezbărați de orice normă și de orice calitate practic umană, pentru că umanitatea noastră are legătură cu transcendența. În momentul în care am rupt această legătură, devenim niște cifre. Asta a reușit până la un punct să facă, virgulă, comunismul. Să ne transforme în niște cifre, să ne transforme în niște nume puse pe hârtie. Ne-a dezumanizat prin distrugerea legăturii cu Dumnezeu. Mergem mai departe. Revenim la Kurt, ca să nu divagă. Da, la Russell Kurt, normalitatea este scopul luptei umane. Așa este. Dar este scopul ei. Da? Nu este revoluția în sine ca scop. Care este de fapt scopul luptei umane? Unul foarte simplu. Cine? Bunăstarea. Da, bunăstarea din punct de vedere economic. Scopul luptei umane este perfecțiunea întru Dumnezeu. Noi către asta tindem. Nu vrem să tindem către ce? Către diavol, către negativ, către întuneric. Vrem să e cineva care se duce la facultate ca să devină mai întunecat din punct de vedere filozofic, din punct de vedere intelectual? Se duce cineva, citește o carte ca să învețe cum să devină mai rău? Nu e exclus. Nu e exclus. Da, bun, ar putea să existe și așa ceva, domnul profesor are dreptate. La facultate, nu, la doctorate. La doctorate, sigur. Da, să mai dau și doctorate, da. Nu. Serios vorbind, nu ne propunem să fim răi. Eu nu cred că ne propunem să fim răi. Da? Pentru că însuși Aristotel își spunea întrebarea, n-a știut cum se rezolve problema faptului că unii oameni își propun să facă lucruri rele a priori. Asta a fost o problemă pe care a lăsat-o în aer. N-a reușit să o explice. Personal nici eu nu mi-o explic. Da? De ce? Pentru că probabil că am limitele mele cu siguranță în ceea ce privește înțelegerea naturii umane, în afara relației cu iubirea, da? Dumnezeiască. Bun, deci asta spuneam, că normalitatea este scopul luptei umane. Anormalitatea la Kurt, de data asta, este coborarea spre o stare morală și biologică cu vocație subumană, adică predarea la viciu a omului. Ne plac aceste idei? Nu văd o emulație entuziastă. De ce? Știți de ce? Pentru că ne ordonează viața. Pentru că ne disciplinează. Pentru că ne aduc într-o zonă de relativ disconfort. Pentru că nu ne permit toate aceste lucruri, toate aceste principii, toate aceste valori să spunem că oricând și oricum ni se permite orice, că așa e bine. Și că ne simțim bine așa. E foarte
complicat cel puțin pentru noi ca ființe umane să ne disciplinăm. Să facem apel la morală, come on. De asta e greu conservatorismul. De asta sunt mai mulți neomarxiști, revoluționari de meserie, marxiști. Nu mai vorbim de LGBTQ+, etc. Acolo e o altă discuție. Eu zic că se pare că la nivel european pare să că ar fi mai mulți. Nu știu care e statistica, dar cel puțin așa pare. Pentru că ne e greu, atât de greu să fim, cum să spun, să fim normali, în ghilimele. Da? E mai ușor să fim anormali, să ne ducem către epicurianism. E mai simplu, e mai plăcerea e atât de minunată, nu? De-aia avem o problemă cu conservatorii. Bun, mai departe. Și aici mai apare un lucru pe care eu l-am scris, dar nu știu dacă o să fie timp să-l discutăm. Cred că acum câteva zile, făceam o referire la un citat din Bernard Williams, din Moralitatea o introducere în etică. Și am să vi-l citesc și poate că 5 minute o să discutăm despre el, ca să nu divagăm de la Russell Kirk. Da. Uitați ce spunea Bernard Williams. Dar are legătură cu imaginația morală, da? Și cu logica moralei transcendente și permanente, cu ordinea morală la Kirk. Bernard Williams spunea o chestie formidabilă și mi-a plăcut atât de mult încât trebuie să o citesc. Zice așa. Subiectivismul însuși, și când vă spun, gândiți-vă la marxism în timp ce ascultați aceste patru fraze. Subiectivismul însuși insistă pe contrastul dintre atitudinile morale și opiniile factuale, privindu-le pe ultimile, adică opiniile factuale, ca fiind obiective, într-un sens în care primele nu sunt. Care este acela? Subiectivismul ne lasă și poate urmări să ne lase cu sentimentul incomod că opiniile factuale, spre deosebire de cele morale, posedă ceva ce este bine să ai în vedere, anume că opinia factuală însăși este cumva mai solidă decât moralitatea. Am încheiat citatul. Din punctul meu de vedere, ăsta este ceea ce a reușit să facă stânga în ultima sută de ani, între 1918, 17 și 2019. A încercat, sau cel puțin și-a dedicat întreaga ființare ideologică și social-politică pe ideea relativizării morale, adică scoaterii ei din zona de atribut normativ și înlocuirea ei practic cu speculația, practic cu ceea ce spune Williams, cu așa numită morală a faptelor de zi cu zi, vis-a-vis de care ne poziționăm în funcție de cum avem noi chef. Asta este nebunia în care am ajuns. Acest liber arbitru prost înțeles, prin care oamenii, în virtutea căruia oamenii, în momentul de față, astăzi se simt masculi, mâine se simt femei, poi mâine se simt transgender, răspoi mâine se simt, ce mai fi, că nu mai știu. Orangutani. Da? Iar asta s-a transformat în politică publică. Asta s-a transformat într-o formă nouă, în noul tip de luptă de clasă, tocmai pentru că am renunțat la toate permanențele și la toată logica normalității la care se referă inclusiv Kirk, da? Și ne-am dus în zona în care orice minoritate, ea este, indiferent de ce natură ar fi ea, ea este a priori asuprită doar pentru că este minoritate. Iar majoritatea este a priori asupritoare pentru că este o majoritate, pur și simplu, nu pentru că ar avea acest atribut. Și de asta Kirk în momentul de față este mai actual ca oricând. De asta trebuie tradus în România în neștire, aș putea spune. Da? El nu se predă la universități, nu știu dacă există un profesor urmează să mă contraziceți. Avem curs de conservatorism cu... Nu avem așa ceva.
Dar nu vorbim de nici măcar la universitate, nicăieri. La SNSP nu mai vorbim. Acolo avem o altă problemă. Da. E, și mai mult. Bun. Repet, nu vreau să monopolizez, am putea vorbi extrem de mult. Un singur lucru. Două cuvinte vă mai spun despre imperfectibilitate, un alt principiu al imperfectibilității pe care îl susține Kirk. Și cum spuneam și într-o emisiune acum vreo două săptămâni la Trinitas sau nu știu mai știu, săptămâna trecută sau cum? Luna a fost? Da, eu n-am asta cu timpul la mine relativ. Înregistrarea probabil a fost mai... Da, probabil, da, a fost vineri sau nu mai știu, joi. Da. Și subliniam faptul că e atât de greu să vorbești despre conservatorism pentru că este atât de banal. Vorbesc foarte serios și aici nu banalizez opera filozofică a lui Kirk, să nu mă înțelegeți greșit. Este atât de natural, este atât de normal să fii conservator, da? Încât nici nu știi cum să-l apuci ca să-l explice. Este ca și cum ai spune, trebuie să-ți explic ție că 1 plus 1 fac 2. Really? Cum explicăm lucrul ăsta? Aș putea să spun de ce 1 plus 1 nu fac 3, de ce 1 plus 1 nu fac 1,7, dar să-ți explic că 1 plus 1 fac 2... Așa e și cu imperfectibilitatea. Este la mintea cocoșului uman că suntem imperfecți. Suntem imperfecți. De ce suntem imperfecți? Oh, discutăm. Căderea, Adam și Eva, căderea în păcat. Putem să discutăm aici 3 săptămâni. Dar suntem imperfecți. Noi când ne uităm în oglindă știm că suntem imperfecți. Consider cineva că e perfect? Mâna sus. Ok? Și vine Russell Kirk și spune principiul imperfectibilității. Really? Pentru asta trebuia să scriem o carte ca să putem să luptăm împotriva noi stânci sau vechii stânci? Poate că da. Poate că asta trebuia făcut. De ce? Pentru că asta a făcut stânga. Scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație, l-a introdus pe om ca ideal al perfecțiunii. Indiferent ce ar face el. Pentru că acolo nu mai există principii, nu mai există valori, nu mai există niciun fel de reguli. De aceea avem nevoie de Russell Kirk ca să ne întoarcem la reguli. Mulțumesc foarte mult!